Ieri a fost semnat la Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației contractul pentru realizarea planului de amenajare a teritoriului județului, în urma cererii depuse de Consiliul Județean Mehedinți. Contractul are o valoare de 230.000 de euro. Contractul cu o valoare de 230.000 de euro a fost semnat de vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți, Ramona Cupă, în prezența deputatului PSD Mehedinți, Alin Chirilă. Planul de amenajare a teritoriului județului reprezintă expresia spațială a programului de dezvoltare socioeconomică a județului. Este o documentație amplă ce corelează datele demografice și specificul județului cu planul de amenajare a teritoriului național și planul de amenajare a teritoriului zonal, cu programele guvernamentale, sectoriale și alte programe de dezvoltare. Astfel, cererea de finanțare depusă de Consiliul Județean Mehedinți a fost aprobată. Planul de amenajare a teritoriului județului este important pentru investiții, pentru turism și pentru dezvoltarea unitară a județului. În ultimii ani au fost atrase sume importante de bani în județul Mehedinți și asta datorită echipei de la Consiliul Județean Mehedinți, condusă de președintele Aladin Georgescu. Astfel, investiții importante se derulează în toate domeniile.